Da asculți, e important. Disciplina, dezvoltare personală, o resursă pentru clasa pregătitoare. Bun găsit! Vi amintiți pe prietenii noștri de la clasa pregătitoare? Ana, Dan, Mara și Leo, împreună cu doamna învățătoare, discută despre formele geometrice. Pătrat, triunghi, Cerc, dreptunghi. Cu câteva zile în urmă, Leo a descoperit o melodie nouă la tobe, așa că și le imaginează în fața lui și bate ritmul. Nu ascultă ce se discută în clasă. Anei îi place foarte mult ritmul lui Leo și începe să fredoneze, mai întâi în gând, apoi în șoaptă. Între timp, în clasă, învățătoarea propune copiilor un joc pe bază de imagini. Iată și prima imagine: o casă într-o zi însorită. Copiii trebuie să descopere ce forme geometrice se ascund în imagine. Dan a numărat 12 dreptunghiuri. Tu ce părere ai? Câte dreptunghiuri ai numărat? Învățătoarea propune o nouă imagine. Și le cere copiilor să numere cercurile de pe naveta spațială. O numește pe Ana. Ana, câte cercuri observi în imagine? Dar Ana nu a auzit. E preocupată de muzica pe care o aude dinspre pupitrul lui Leo. Mara o strigă. Ana, la ce te gândești? Trezită din gânduri, Ana s-a înroșit la față. Ana a răspuns încet. M-a strigat? Nu am auzit întrebarea. Învățătoarea a rugat-o pe Mara să descrie copilor jocul. Mara a spus tare că numărau cercurile pe care le observă în imagine. Tu câte cercuri ai numărat? Cercuri? Și tobele mele au formă de cerc, spune Leo trezit din visare tare în fața clasei. Așa este, Leo, ai dreptate, spune învățătoarea. Chiar asta vom face în continuare. Vom forma echipe și vom căuta în jurul nostru cât mai multe obiecte de forme geometrice despre care am vorbit. Ești pregătit să asculti și să participi la joc? Să discutăm acum despre ce putem învăța din întâmplarea prin care au trecut copiii. Leo și-a dat seama că nu știa nimic din ce se întâmplase în clasă înainte de acest moment. Nu auzise despre ce vorbiseră colegii. Mai mult, și-a dat seama că a împiedicat-o și pe Ana să fie atentă. Discutați împreună și răspundeți la următoarele întrebări. Ție ți s-a întâmplat să nu asculți? Dar să împiedici pe altcineva să asculte. Ce urmăre a avut faptul că nu ai ascultat? Uneori se întâmplă ca tu să nu fii ascultat de cei din jur. Discutați între voi în grupul clasei și răspundeți și la întrebările următoare. Ți s-a întâmplat să nu fii ascultat? Cum te-ai simțit când nu ai fost ascultat? Pentru a învăța să se asculte cu atenție unii pe ceilalți, învățătoarea... Le-a propus copiilor să-și deseneze palmă. Amintiți-vă și voi de un moment când ați ascultat cu atenție pe cineva care vorbea. Unde vă uitați? Ochii la cel care vorbește. Ce făceau urechile voastre? Urechile ascultau. Ce făcea gura? Gura era închisă. Dar corpul. Corpul era liniștit. Ce făcea atunci creierul? Creierul se concentra. Puteți să vă desenați și voi palma, dar părțile corpului care vă ajută să ascultați cu atenție. Leo s-a gândit la câteva versuri pentru a-și aminti ce înseamnă să asculte cu atenție. Ca să fiu atent la lecții, îmi repet mereu un gând. Ochii sunt la vorbitor. Am urechi de ascultător. Gura tace, nu vorbesc. Mâinile le liniștesc, creierul se concentrează, înțeleg tot ce urmează. Practică și tu ascultarea cu atenție pentru a reține și a învăța.